Din nou în direct, iată, Camera Deputaților a adoptat dublarea alocațiilor copiilor, practic de la 42 la 84 de lei. Au fost 322 de voturi pentru, 2 abțineri și 2 împotrivă. Înțeleg că au fost și reacții de deja. Costin Anghel vine cu detaliile. Costin, te rog. Bun găsit, au luat cuvântul după vot atât Victor Ponta, premierul României, cât și Alina Gorghiu de la PNL. Victor Ponta a declarat că se supune votului din Parlament, iar pentru anul acesta deja au fost identificate resurse bugetare care să acopere dublarea alocațiilor. A cerut însă sprijinul Parlamentului pentru ca la votul bugetului pe anul viitor să se asigure în continuare resurse financiare de la buget pentru ca măsura să nu fie doar una temporară și să se poată menține această dublare a alocațiilor de acum înainte pe termen nelimitat. Și Alina Gorghiu a lăudat votul din Parlament. Au fost 322 de voturi pentru și doar 2 împotrivă. Majoritate, putem să spunem, aproape absolută la acest vot care, iată, dublează alocațiile copiilor de la 42 la 84 de lei. Există vreun termen, Costin, care în această lege, e vreun termen special de la care intră în vigoare sau odată cu publicarea, cum se face normal, sau, mă rog, după promulgare? În mod normal, după ce este publicată în Monitorul Oficial și este promulgată de președinte, ar trebui să înceapă să-și producă efecte această ordonanță și, de fapt, acest amendament, deci de acest amendament ne interesează. Acum, în funcție de cât de repede va fi promulgată și va fi, vom vedea cât de repede va fi aplicat.